Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sfatul Avocatului. Numele meu este Andreea Susan și voi fi gazda dumneavoastră și în această seară. Ne-am întâlnit din nou pentru a încerca soluționarea problemelor de ordin juridic din viața de zi cu zi. Ei bine, știm cu toții că există o multitudine de nelămuriri, nemulțumiri și chiar scandaluri când vine vorba de moștenire și moștenitori. Tocmai de aceea l-am din nou ca invitat alături de mine pe domnul avocat Petru Sima, cu care vom dezbate cele mai interesante și cele mai intrigante aspecte legate de această problemă. Bună seara, domnule avocat! Bună seara și bine v-am regăsit! Mulțumim că ați revenit! Domnule avocat, au sosit pe adresa redacției câteva e-mail-uri, probabil că sunteți obișnuit de data trecută, pe care aș vrea să le discutăm puțin și aș vrea să începem cu o problemă frecvent întâlnită. Este vorba despre o persoană anonimă care susține că a dat împrumut unui vechi prieten o sumă considerabilă de bani, urmând ca acesta din urmă să restituie suma integrală în maxim 3 luni de zile de la data împrumutului. S-a împlinit termenul scadent, iar împrumutatul a refuzat restituirea sumei, invocând diferite pretexte. A fost dat în judecată, s-a pronunțat o hotărâre în care a fost obligat să înapoieze banii, dar s-a constatat că, deși persoana datoare locuiește într-o casă mare, această casă aparține părinților, cu mențiunea că tatăl acestuia este decedat. Cum poate primi banii înapoi, având în vedere faptul că împrumutatul nu are nimic pe numele lui și cum poate intra în posesia banilor înainte de termenul de prescripție de 3 ani? Într-adevăr, dacă nu are nimic pe numele lui și nu lucrează, deci nu desfășoară activități cu scop lucrativ și, bineînțeles, se poate interesa creditorul, persoana care a împrumutat la Inspectoratul Teritorial de Muncă, la finanțe, la primărie, dacă nu are alte bunuri pe acesta sau nu desfășoară, repet, activități cu scop lucrativ, ar putea promova o acțiune oblică, se numește, adică o acțiune prin care să se accepte moștenirea forțată prin intermediul instanței de judecată, să se accepte moștenirea după părintele acestuia ca să intre acele bunuri, mă rog, în speț acel bun, acea casă și, bineînțeles, și bunurile mobile care se află în întrânsa, în patrimoniul acestuia și, pe urmă, prin intermediul executorului judecătoresc, să-și valorifice creanța, bineînțeles, să pună și un sechestru asigurator ca să fie sigur că nu se va înstrăina între timp acel imobil. Am înțeles, dar haideți să începem prin a ne spune care sunt modificările aduse de noul cod civil acestui segment despre care tocmai discutăm. Într-adevăr, noul cod civil s-a preocupat mai intens de acest domeniu al moștenirii, pentru că bănuiesc că aceasta este tema emisiunii de astăzi și despre ea vorbim. Da. Cu ce vine acest nou cod, o propunere inovatoare? În primul rând, a prelungit termenul de acceptare a moștenirii. Anterior era termenul de 6 luni de zile, actualmente s-a prelungit la 1 an de zile. Pe de o parte. Pe de altă parte, multe persoane erau puțin speriate când acceptau o moștenire și o să discutăm și pe parcursul emisiunii, probabil, de acest aspect. Se producea acea confuziune de patrimoniu, ca să înțeleagă telespectatorul cam ce ar însemna această confuziune. E ca și cum am luat un pahar cu apă și un pahar cu sirop, să zic, pentru că eu sunt adeptul produselor naturale și de a fac această paralelă, și le combinăm și acele nu mai pot fi separate. Așa și în cazul succesiunii se produce acea confuziune, adică patrimoniul defunctului devine un tot unitar cu patrimoniul meu. Mă rog, aceasta era prevederea noului cod, vechiului cod civil. Actualmente, în schimb, te poți desista de bunurile primite dacă valoarea pasivului succesoral, pentru că în cazul acceptării unei succesiuni vorbim atât de un activ, adică drepturile, beneficiile succesiunii, cât și un pasiv, adică datoriile pe care le are succesiunea, mă rog, succesibilul, față de alte persoane, persoana pe care o moștenim. Și dacă este prea mare, atunci ne putem desista. Înainte nu se putea face acest lucru, dacă acceptai, erai practic direct răspunzător cu patrimoniul tău propriu față de creditorii succesiunii. Și bineînțeles, o altă propunere, acum fac, iau selectiv, pentru că multe articole au fost introduse în nou cod civil și au multe înrăuriri practici,
și sunt preluări și din alte legi, însă în special vorbim de legea soțului supraviețuitor, care este o lege anterbelică, dinainte de cel de-al doilea război mondial, și care conferă anumite drepturi soțului supraviețuitor. Și actualmente aceste drepturi sunt mai bine statuate în nou cod civil, alături de drepturile celorlalte categorii de succesibil, de moștenitor legal. Aici așa mă refer la moștenitorii legali, nu la moștenitorii testamentari. Acum, ca să dau o definiție și a moștenirii, este clar exprimată măcar de legiuitor. Măcar să ne spuneți în ce constă și cum se transmite moștenirea. Practic este o transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate unei alte persoane sau mai multor persoane în viață. Dar care sunt categoriile de moștenitori și care este specificul fiecărei categorii? Categoriile de moștenitori sunt moștenitori. Aici trebuie să facem o distinție între moștenitorii legali și moștenitorii testamentari. Celor cărora defunctul le lasă averea printr-un testament. Și iarăși, în cadrul moștenitorilor testamentari, vorbim de alte trei categorii de moștenitori legatari, mă rog, testamentari cu caracter universal, adică îți lasă întreg patrimoniu cu titlu universal, adică îți lasă numai bunurile mobile sau numai bunurile imobile ale moștenirii, sau cu titlu particular, îți lasă doar bunul respectiv, casa respectivă, mașina respectivă. Iar cu privire la cealaltă clasă la care ați făcut referire, la moștenitorii legali, aici iarăși sunt mai multe categorii. Soțul supraviețuitor, și aici țin să atrag atenția că soțul supraviețuitor este cel care vine în concurs cu toate clasele de moștenitori. Și cealaltă clasă distinctă este clasa, mă rog, cealaltă categorie, este clasa descendenților, în ordinea în care se exclud reciproc. Clasa descendenților, adică copiii defunctului sau copiii acestora, clasa ascendenților privilegiați sau colateralilor privilegiați, ce înseamnă asta? Părinții, acestea sunt ascendenții privilegiați, părinții defunctului, iar colateralii privilegiați, bineînțeles, sunt frații sau copiii acestora până la gradul 4, inclusiv cu defunctul. O altă clasă ar fi ascendenții ordinari, adică bunicii defunctului, și o altă clasă, colateralii ordinari, adică rudele până la gradul 4, inclusiv cu excepția colateralilor privilegiați. Dar ce verii primar, ca să înțeleagă telespectatorul. Am înțeles, dar ce se întâmplă în cazul în care nu se găsește niciun moștenitor, atât legal cât și testamentar? În cazul în care nu se regăsește niciun moștenitor, notarul public în circumscripția în care se află imobilele defunctului și unde a avut domiciliu defunctul sau unde a avut loc domiciliu, în termen de un an și 6 luni de zile, dacă nu vine nicio persoană care să reclame, care avea calitatea de moștenitor legal sau testamentar, va înștiința autoritățile locale, în speță primăriile, consiliile locale respective, și se declară moștenire vacantă, adică vor trece aceste bunuri în patrimoniul unităților administrativ-teritoriale în raza cărora se află aceste bunuri imobile. Înțeles. Cred că ar fi interesant să aflăm și cum pot fi excluși moștenitorii de la succesiune și în ce condiții se întâmplă asta. Păi aici, cum am făcut referire anterior la clasele de moștenitori legali, să se înțeleagă bine, descendenții, adică copiii defunctului, pot să înlăture de la moștenire pe ascendenți sau pe colateral, adică pe părinții defunctului sau pe frații defunctului, nepoții defunctului. După aceea urmează ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați, adică bunicii și, deci dacă nu, defunctul, ca să înțeleagă telespectatorul, dacă defunctul n-a avut copii, atunci vine la moștenire părintele sau părinții defunctului,
împreună cu frații defunctului sau copiii fraților, mă rog, nepoții de frate. Iar dacă nu, bunicii împreună cu verii defunctului. Dar toți aceștia vin împreună cu soțul supraviețuitor. Deci soțul supraviețuitor nu este exclus niciodată de la moștenire. Vine în concurs cu fiecare clasă de moștenitori. De aici o să meargă în ordine descrescătoare, deci copiii, frații și părinții care vin împreună, apoi bunicii și verii primari, să zicem. Tot legat de acest subiect, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. O doamnă ne semnalează cu următoarea problemă. Dânsa a fost căsătorită timp de 10 ani cu un bărbat care a decedat anul acesta și care, dintr-o căsătorie anterioară, mai are 2 băieți. Aceasta locuiește în casa soțului decedat, iar copiii acestuia doresc să o vândă, și pe dumneavoastră să o evacueze. Cum poate face doamna în cauză ca să rămână în casă? Doamna în cauză trebuie să înțeleagă și sigur că am avut și eu astfel de situații, se regăsesc de multe ori în practică, are un drept de abitație. Deci nu de habitație, de abitație, să se înțeleagă. Dreptul de a folosi locuința respectivă, chiar dacă a fost proprietatea exclusivă a soțului, pe minim o perioadă de un an de zile. Deci sub un an de zile nu poate nimeni scoate de acolo, iar are un drept de a locui acolo, care un drept este inalienabil, insesizabil și, bineînțeles, nu poate fi... este gratuit. Nu poate să oblige copilul soțului să plătească o chirie pe o perioadă de un an de zile. Dar dacă se dovedește că acea casă este net superioară nevoilor sale locative, adică e o casă cu 4-5 camere și, bineînțeles, are nevoie de o cameră și bucătărie și, mă rog, baie, să aibă acces la utilități, se poate restrânge acel drept. Adică, domnule, rămâi numai într-o cameră și folosești parțial și o parte din locuință o pot închiria, o pot chiar înstrăina, se poate face un partaj. Sau dacă se recăsătorește pe parcursul acelui un an, iarăși pierde acel drept. Sau poate fi despăgubită de către copiii defunctului. Poate fi despăgubită pentru acel drept, poate să-i achiziționeze o locuință în altă parte sau poate să-i asigure o chirie în altă parte pe o perioadă de minim un an, dar oricum, pe o perioadă mai mică de un an de zile nu poate fi dat afară dacă se face dovada că ea nu are alt spațiu locativ. Deci există niște drepturi pe care legea le prevede expres și este proteguit soțul supraviețuitor. Am înțeles, deci astea ar fi avantajele. Presupun că are și anumite obligații. Care sunt obligațiile soțului supraviețuitor în cazul unei succesiuni legale? Păi, în cazul unei succesiuni legale, obligația ar fi ca, mă rog, e un drept, nu e obligație, să meargă să accepte succesiunea, să facă acte de obligație ar fi să facă un act de conservare a bunului respectiv, știind că, iarăși dau un exemplu, poate li se pare unora banal, dacă locuiește în acea casă și știe că oricum ea va fi evacuată din casa respectivă, să nu se apuce să deterioreze acea casă cu răutate, să spargă ceva pe acolo, să se îngrijească ca un bun proprietar, pentru că acel bun nu este al ei, nu numai al ei, ci și al celorlalți copii. Și acum iară fac o paralelă la drepturile care îi conferă legea, drepturile succesorale. Pe lângă acel drept de abitație, soțul supraviețuitor are un drept succesoral. Ia, de exemplu, un concurs cu cei doi copii, ea are o pătrime din, dacă a fost căsătorită legitim, normal, din succesiune. 1-4, un concurs cu descendenții defunctului. Dacă e în concurs cu bunici, mă rog, nu cu bunici, acum să o luăm etapizat, cu frații, respectiv cu părinții împreună, deci defunctul a fost căsătorit, nu are copii, are în schimb părinți în viață și frații în viață. Atunci soțul supraviețuitor ia o treime din valoare. Cealaltă fracție, două treimi,
se împarte între cele două categorii, ascendenți privilegiați, colateral privilegiați. Dacă e în concurs numai cu una dintre cele două categorii, de exemplu cu numai cu părinții și nu e vorba aici de frați, atunci ia jumătate. Iar în concurs cu cea ultima categorie, ascendenți ordinari, bunicii sau colateralii ordinari, respectiv verii, aici vorbim de văr, deci vărul primar, până la gradul 4 inclusiv, deci vărul primar, atunci ia 3 sferturi din moștenire. La nepot, aici nepotul ar intra, de exemplu, ca să înțeleagă telespectatorul, dacă defunctul ar avea, mă rog, nepoți de frate, aceștia intră în categoria colateralelor privilegiați. Nepot de frate predecedat, care a decedat înainte ca să decedeze persoana în cauză. Am înțeles, dar ce se întâmplă dacă decedează o persoană și nu se pot întâlni toți copiii la dezbaterea succesiunii pe cale notarială? Trebuiesc întocmite anumite acte? Acum, iarăși, există situații și situații. Există situații când, într-adevăr, defunctul are mai mulți moștenitori și fiecare sunt împărțiți prin diferite colțuri ale țării sau ale lumii. Sigur că în acel termen de un an pot ceilalți moștenitori aflați în afara teritoriului țării să facă procură celui aflat în țară și acesta să se prezinte la notar să dezbată succesiunea în numele lor și să beneficieze toți de acel certificat de moștenitor. Sau acești, aici mă refer la o categorie distinctă, moștenitorii sezinari. Ce înseamnă moștenitor sezinar? Cel care are posesia de drept asupra bunurilor care intră în masa succesorală. Moștenitorii sezinari fiind soțul supraviețuitor, ascendenții privilegiați sau descendenții defunctului. Adică părinții, copiii și soțul supraviețuitor, care pot efectiv, acum tot timpul îmi vin în minte exemple din practică și care probabil interesează și pe telespectatori, chiar am avut o situație de genul ăsta, acum se vehiculează acea indemnizație provenită de la APIA și sunt situații când persoana titulară, persoanele care sunt înregistrate cu acele terenuri la APIA și primesc acele subvenții, au decedat, părțile nu reușesc să se întrunească, sunt plecați în diferite colțuri și ce au de făcut? Bineînțeles, moștenitorii legali, sezinari, cei apropiați, cum am spus, ascendenții, adică părinții, bineînțeles, părinții care sunt excluși de către copii și soțul supraviețuitor, pot să se prezinte unul din aceștia la APIA și să treacă dumnealor în locul defunctului și, bineînțeles, acea indemnizație, pe urmă, va fi împărțită de împreună, se împart, văd de cum, ca de comun acord, se împart pe calea amiabilă sau există și alte căi, Doamne ferește, să ajungă la împărțeala judecătorească, la partea judiciară. Dar pot să facă anumite acte de administrare, anumite acte de conservare și au de drept posesia asupra bunurilor. Cealaltă categorie care nu este moștenitoare sezinară trebuie să ceară instanțe de judecată sau notarului public să ceară acceptul, să îi îndreptățească, să intre în posesia celor bunuri. Pot fi atacate testamentele de către alți moștenitori care nu au fost gratificați și în ce condiții s-ar putea întâmpla una ca asta? Da, pot fi atacate în instanță testamentele de anumite categorii de moștenitori. Și aici mă refer la moștenitorii rezervatari. Care sunt moștenitorii rezervatari? Sunt copiii, descendenții defunctului sau soțul supraviețuitor. Și aceștia pot, într-adevăr, să atace pentru că nu se poate trece peste o anumită cotă, au o anumită rezervă succesorală prevăzută de lege. Și sigur, mai pot fi atacate și de alte categorii interesate, însă numai dacă se face dovada că aceste testamente au fost încheiate prin anumite manopere dolosive sau că nu ar fi reprezentat, n-ar fi fost un act de voință al defunctului, n-ar fi avut discernământ, ar fi avut probleme de ordin psihic, ar fi suferit anumite boli
anterior întocmirii testamentului anumite boli care ar fi pus capacitatea cognitivă, ar fi pus-o în dificultate. N-ar fi fost îndeplinitatea facultăților mentale. De la caz la caz. Dar în cazul în care acel testament reprezintă într-adevăr actul de voință și s-a încheiat în mod legal la notar, aceste testamente pot fi atacate de, repet, de descendenți sau de soțul supraviețuitor. Am tot discutat despre moștenire, dar nu am discutat despre modalitățile în care se poate accepta moștenirea sau se poate refuza. Sau de ce, întrebarea comică ar fi, de ce ar renunța cineva la o moștenire? Da, pare un paradox, dar există, iarăși vorbesc din practică, există situații când lumea renunță la moștenire. Acum să revenim la acceptarea moștenirii. Acea acceptare a moștenirii se poate face în mod expres, adică te deplasezi înăuntru termenului de un an de zile de la data deschiderii succesiunii la notarul public în raza căruia a avut ultimul domiciliu defunctul și accepți expres actul de moștenire în fața notarului. Sau există acea acceptare tacită, adică mă duc, plătesc impozitul aferent case respective, locuințe, mă refer la imobile, neapărat casă, sau mașină, sau fac acte alte de conservare a bunurilor, sau iau pur și simplu un bun din masă succesorală. Iau mașina și o folosesc eu. Ma nu vorbim de amintiri de familie, iau anumite poze, sau astea nu reprezintă acte de acceptare în sine. Amintirile de familie sunt cu totul altceva. Și acum că... Da, spuneți. Și iarăși, acum să revenim la acea renunțare la moștenire. Sigur că poate părea ilar pentru telespectatori, dar există situații. Bineînțeles, cel mai de dorit ar fi să renunțe cineva din rațiuni morale, adică îl văd pe fratele meu mai necăjit financiar, mai amărât decât mine. Asta nu cred că se întâmplă prea des. Au fost situații, dar extrem de rare, într-adevăr, și renunț în favoarea lui. Dar și aici e o problemă, pentru că și odată ce ai renunțat în favoarea cuiva, se consideră că totuși ai acceptat moștenirea și ai și făcut cu ocazia aceea partajul succesoral, adică te-ai desistat. Deci am luat în patrimoniu și ți l-am dat. Cam așa interpretează legiuitorul în codul civil acest act de renunțare expresă. Renunțarea tacită ar fi ca înăuntru termenului de un an de zile să nu fac nimic, să nu mă duc la notar, să nu folosesc bunul respectiv, să nu plătesc impozitul, să nu fac absolut niciun act care să denote că aș fi moștenitor. Dar există într-adevăr și situații când în scop tendențios se renunță, de exemplu, pentru a te sustrage de la anumite datorii. Pe care le-a avut persoana decedată. Pe care le-a avut, nu persoana, și persoana decedată. Și aici, bine, acum în cazul acesta, codul civil oarecum te proteguiește și tot așa pornesc de la cel articol 44 din Constituția României și într-adevăr în cazul de față este garantat dreptul de proprietate, adică nu mai răspund cu patrimoniul meu propriu ca moștenitor pentru datoriile succesiunii. Pur și simplu mă desistez de bunul respectiv pe care l-am moștenit dacă, sigur, datoria defunctului este egală sau mai mare decât valoarea bunului pe care l-am moștenit. Însă aici vorbim de datoriile pe care le am eu ca moștenitor față de terțe persoane. Exact pornind de la prima speță care am discutat-o la începutul emisiunii, dacă eu am luat niște bani împrumut de la cineva și n-am nimic pe mine, stau frumos să se împlinească termenul de prescripție de 3 ani. Bine, acum nu dau idei la nimeni, pentru că există și regresul de să nu înțeleagă cineva că scapă deci de nu acest e atât lucru. De ușor. Nu e așa ușor și chiar nu sfătuiesc pe nimeni. Pentru că aici intervenim noi, avocații. Noi încercăm să înfrânăm astfel de practici, le spun legale și imorale, nu spun ilegale. Dar să revenim. Deci nu accept moștenirea de
teamă ca să nu fiu executat silit pe urmă prin vânzarea la licitație a bunurilor care în momentul în care eu am acceptat moștenirea devin bunurile mele proprii și atunci executorul judecătoresc mă poate executa prin vânzarea la licitație a celor bunuri pentru a-și recupera a terța persoană datoria care o are față de mine. E, însă există și alte, în cazul de față, creditorul, așa am spus, poate să promoveze acea acțiune oblică. În schimb, pentru a mă determina să accept, dacă vreau să renunț, pentru a se anula renunțarea la moștenire, poate am renunțat expres. Deci acțiunea oblică în sensul în care, în cadrul acelui un an de zile, dacă eu nu mă duc la notar, creditorul mă poate, adică poate valorifica dreptul meu prin instanța de judecată. Dacă mă duc expres la notar și cer, domnule, eu mă declar renunțător, eu renunț la moștenirea rămasă după defunct, creditorul are altă posibilitate, o acțiune în anularea renunțării mele frauduloase, dacă se demonstrează că e făcută în scop fraudulos, tendențios, să ceară anularea acelei renunțări și această acțiune se numește o acțiune revocatorie sau pauliană și care se poate promova în termen de 3 luni de zile de la data în care, la care eu m-am prezentat la notar. Și acum că ne apropiem de final, haideți să oferim un sfat telespectatorilor noștri cu privire la evitarea certurilor în momentul în care sunt puși în fața unei moșteniri. Aici dau telespectatorilor un sfat atât în calitate de avocat cât și în calitate de părinte. Pentru că am spus într-una din emisiunile anterioare că și eu sunt părintele a 2 copii și bineînțeles am și o soție, Doamne ferește să devină soție supraviețuitoare, adică să devină peste 10 de ani. Însă pentru a evita acest lucru poți face un partaj de ascendent. Adică în timpul vieții eu sunt fac un testament, să întocmesc un testament care să se refere la toate categoriile de moștenitori legali, din speță soției și celor 2 copii și să-ți dau, ție-ți dau aia, ție-ți dau aia, soție rămâne aia, pentru a evita certurile. Și pe urmă, ei vor fi ținuți de acel testament. Este voința mea proprie și nu au ce să mai facă. Numai bineînțeles, dacă se demonstrează că prima opere dolosive, unul din copii, fiind bătrân, m-a determinat să-i dau lui mult mai mult și celuilalt să-i dau doar o fărâmă și atunci deci se poate atunci anula. Deci atunci intervin certuri. Și bineînțeles, din păcate, am spus, tema asta, succesiunea, este o temă exhaustivă, vastă. N-am apucat să discutăm de nedemnitatea succesorală, nedemnitatea de drept, înseamnă că o să reveniți judiciară. În cadrul emisiunii și o să discutăm și despre aceste aspecte. Cu mare plăcere. O să discutăm. Deși eu am o vorbă și ar trebui să închem într-un... Am discutat despre defuncție, despre decuius, cum se spune în latină, să închem apoteotic cu umorul și să nu ne gândim la moarte. Este o vorbă, morții cu morții și vii cu viile. Așa. Acum asigur că intrăm în altă sferă. Domnule avocat, mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii și, cum am mai spus, sper că o să reveniți să discutăm și despre celelalte aspecte. Cu mult drag! Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară. Voi aștepta noi sugestii în legătură cu subiectul emisiunii următoare, pentru că problemele dumneavoastră contează și nu se rezolvă singure. Vă doresc numai bine! La revedere!